Aștept, Iisuse, privind spre ceruri să văd dacă nu vii. În orice seară eu te chem iară pentru a mă pregăti. Tu ești aproape, poate la noapte s-ar întâmpla să vii. Haina pătată, nu-mi e curată, ce fac eu tu încă vii? Te aștept și ziua și mi-este frică că tu vei apărea. O, dă-mi putere când am durere ca să te pot urma. Sfântul tău sânge și acum curge, el poate mă spăla. De orice vină, de orice tină, numai tu poți ierta. Mă spun în grabă, privesc afară să văd dacă ai venit. La orice care în așteptare eu te aștept mereu. Viața mea toată ți este predată, de acum sunt a ta. Cristo, 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 Crist
Am să citesc un verset din Evrei, capitolul 11, versetul 7, unde în galeria credinței este pus și Noe. Prin credință, Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucrurile care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa. Prin ea, el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Așa cum a fost citit din cartea Genesa, din capitolul 6, de la versetul 9, aș dori să citesc și versetul dinainte de versetul 9, versetul 8, din Genesa, capitolul 6, care deschide înaintea noastră ceea ce doresc să împărtășesc cu ajutorul Domnului din Cuvântul lui Dumnezeu în câteva minute în această seară. Și anume, spune, dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Despre această epopee, despre această lucrare făcută de Dumnezeu, se vorbește destul de mult și în lumea necreștină și sunt surse scrise, chiar foarte vechi, unii le consideră contemporane sau aproape de perioada scrierii cărții Genesa, alții le consideră chiar puțin mai vechi decât cartea Genesa, cum este, de exemplu, epopeea lui Gilgamesh, se numește, care descrie ceva asemănător cu ceea ce e descris în cartea Genesa și aceasta face parte din scrierile babiloniene. De asemenea, în scrierile chineze se vorbește despre un astfel de episod în care lumea este, sau pământul este acoperit de apă și doar o familie a scăpat. Și în multe alte scrieri vechi se vorbește despre lucrul acesta. Apoi, mai aproape de noi, contemporan cu noi, sunt scrieri și sunt chiar piese puse împreună, bazate pe această descriere, pe acest episod al umanității și unele dintre ele sunt chiar satirice, de umor sau mai mult de dispreț și desconsiderare și chiar nu cu mult timp în urmă, dintre dumneavoastră poate știți, dintre tineri în mod deosebit, familii, chiar și film a apărut despre Noe și despre arca lui Noe, care de asemenea are un caracter de umor, este o comedie făcută, bazată oarecum pe ceea ce scrie în Sfânta Scriptură. Și astfel oamenii au diferite reacții la ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte, eram copil la școală, în satul natal, și a venit chiar și la noi, la Căminul Cultural, în vremea aceea, prin anii 70, o echipă care să pună împreună o piesă despre potop. Așa au și numit-o, despre potop. Și e o mărturisire publică. Eu, copil fiind, la școală s-a vorbit mult despre asta, era chiar și rugăciune la noi la biserică în seara aceea, am mers cu părinții la rugăciune, am stat puțin de acolo, am mers să văd și piesa, am venit înapoi, că rugăciunea a ținut mai mult decât piesa și n-am spus la părinți decât puțin mai târziu despre lucrul acesta, că dacă spuneam atunci, tata avea act de cojocul meu, cum se spune. Și comuniștii, și capitaliștii, și unii și alții ironizează această lucrare. Deși, din punct de vedere științific, din punct de vedere geologic, ea este atestată și dacă vă aduceți aminte, nu cu mult timp în urmă, am avut aici la noi chiar pe fratele Emil Silvestru, care este doctor în geologie și ne-a prezentat în mod științific cum s-au petrecut lucrurile și este scris nu doar în Sfânta Scriptură, ci este scris și în pământ, așa cum spunea Domnul Iisus Hristos, dacă voi veți tăcea, pietrele vor striga.
Și pământul strigă și vorbește despre lucrarea aceasta ca fiind autentică, fiind reală, întâmplată, petrecută, așa cum spune Sfânta Scriptură. Nu despre aceasta vom vorbi, timpul este și foarte scurt, ci am dorit să privim puțin între ceea ce scrie aici în Cartea Geneza și am citit din Epistola către Evrei, capitolul 11, o aplicație pentru noi, pentru viața noastră, pentru că ceea ce este scris aici, cum scrie Apostolul Pavel, creștinul din Roma și din Corint, este spre învățătura noastră și noi putem să învățăm în ceea ce privește umblarea noastră cu Dumnezeu, trăirea noastră și să luăm foarte serios lucrurile acestea, pentru că Domnul Iisus Hristos, și s-a citat în această seară, vorbește despre faptul că înainte de venirea Fiului Omului, adică de revenirea sa, lumea va fi asemănătoare cu ceea ce era în timpul lui Noe. Și dacă era o lume în timpul lui Noe, așa cum spune aici cuvântul lui Dumnezeu, cu multă violență, cu multă răutate, cu mult păcat, cu imoralitate foarte multă, în mijlocul acelui întuneric spiritual, întuneric moral, social, era un om deosebit, era o familie deosebită. De aceea noi nu putem să avem scuze să spunem, lumea în mijlocul căreia noi trăim este așa de rea, este așa de păcătoasă și aceasta ne influențează și pe noi. Domnul va duce înaintea noastră pe Noe și va spune, era un singur om și o singură familie de pe tot pământul în vremea aceea, care s-a păstrat curată, care s-a păstrat și a umblat împreună cu mine, că așa spune cuvântul lui Dumnezeu în partea finală a versetului 9. Noe umbla cu Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului, și noi nu vom avea scuze, pentru că noi suntem mai mulți decât Noe. Noe era cu casa lui, cu familia lui, Dumnezeu a rânduit acum să fie mult mai mult, așa cum i-a spus lui Ilie la un moment dat, când a spus, Doamne, am rămas eu singur. Și Domnul îi spune lui Ilie, nu, tu nu ești singur, mai sunt încă 7.000 de bărbați care nu s-au închinat, care n-au sărutat pe Bal, pe Astarte, care au rămas în picioare. Nu sunt vizibil de ceilalți, dar eu îi cunosc pe nume. Dumnezeu te cunoaște pe nume, Dumnezeu mă cunoaște pe nume, Dumnezeu cunoaște casa ta, Dumnezeu cunoaște casa mea, slăvit să fie numele Domnului. El care este Domnul întregului univers, are această capacitate. Dacă oamenii au reușit să creeze ceea ce se numește acest GPS care te știe la un metru distanță unde te găsești, Dumnezeu te știe, nu la un metru distanță, ci exact unde te găsești și unde mă găsesc, mărit să fie numele Domnului. De aceea primul aspect care doresc să-l aduc înaintea dumneavoastră este cum a fost salvat Noe. Pentru că așa am citit din Evrei, capitolul 11, el a construit o corabie sau un chivot ca să salveze casa. Cum a fost el salvat? Pentru că așa cum el a fost salvat, într-un fel suntem și noi salvați. Cum el a fost salvat de la distrugerea pământului prin potop, noi suntem salvați, sau Dumnezeu a rânduit o modalitate de salvare de la distrugerea pământului prin foc, cum scrie Apostolul Petru. Și primul lucru care îl găsim aici și care de aceea am citit versetul 8 este faptul că Noe a căpătat milă, spune traducerea noastră, în alte traduceri spune a căpătat îndurare, iar în alte traduceri spune în limba engleză a căpătat har înaintea Domnului. Ceea ce l-a făcut deosebit pe Noe de către toți ceilalți a fost faptul că Noe a căpătat har înaintea lui Dumnezeu. Și găsim că acest termen este tradus în Sfânta Scriptură și la Moise, de exemplu, e același cuvânt, a căpătat trecere, a căpătat favoare înaintea lui Dumnezeu. Că aceasta înseamnă har, favoare, trecere, milă, sau despre Lot se spune a căpătat îndurare din partea lui Dumnezeu. A primit acest har din partea lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel ne spune și nouă că harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și oamenii sunt mântuiți prin harul lui Dumnezeu. E harul lui Dumnezeu extins asupra noastră prin care noi intrăm
bucurăm în prezența lui Dumnezeu și ne bucurăm în părtășia cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. E această favoare care Dumnezeu ți-a făcut-o ca Evanghelia să ajungă până la tine, să ajungă la casa ta, să ajungă la urechile tale, să ajungă la mintea ta, să ajungă la inima ta și prin acest har Evanghelia a ajuns până la noi. Măriți să fie numele Domnului, că harul și adevărul a fost adus prin Domnul Iisus Hristos. Al doilea element care îl găsim aici la Noe este faptul că Noe a lucrat prin credință. Noe, când a auzit cuvântul lui Dumnezeu, când a auzit vestea din partea lui Dumnezeu, cum scrie în Epistola către Evrei, lucruri care încă nu se vedeau, lucruri care încă nu se arătaseră, lucruri despre care Noe nu știa, pentru că se spune că până atunci nu ploase niciodată. El n-a știut ce înseamnă ploaia. El nu văzuse niciodată un strop de apă venit de sus și coborând pe pământ. Pentru că pământul la vremea aceea se uda prin rouă. Și roua nu vine de sus ca să o vezi, ci roua doar o vezi dimineața când a ieșit pe iarbă, înainte de răsăritul soarelui sau imediat după aceea și ți se udă picioarele. Dumnezeu i-a vorbit despre ceva care el nu știuse înainte, nu văzuse înainte, nu avusese experiența dinainte. Și când noi aude aceste cuvinte, știți ce face? Îl ia pe Dumnezeu pe cuvânt. Noe crede ceea ce spune Dumnezeu. Noe se încrede, cu alte cuvinte, în Dumnezeu. Sfânta Scriptură ne vorbește despre lucruri care încă n-au apărut, lucruri care poate sunt departe de noi, lucruri despre care noi n-am avut experiență. Chemarea pentru noi este aceeași. Prin har ne se aduc la cunoștință aceste lucruri și prin credință noi suntem chemați să le primim. Să luăm pe Dumnezeu pe cuvânt. Măcar să luăm așa cum luăm Detroit Free Press pe cuvânt. Măcar să luăm așa cum luăm cuvântul de la CNN sau de la Fox News sau de la CNBC sau de la MSNBC sau de la ABC sau de la CBS sau știu de la ce alte surse, Wall Street Journal sau Washington Times sau știu eu Washington Journal sau New York Times sau știu eu din România, ziarele care sunt acolo, care nu le cunosc chiar așa de bine pe nume. Dar luăm ziarul, citim, ne spune despre ceva departe, n-am văzut, nu știm și credem că s-a întâmplat așa. Și transmitem mai departe. Și spunem la alții, știi ce s-a întâmplat acolo, știi cum a fost, deși n-avem nicio dovadă că a fost așa decât ceea ce am citit în ziar. Doamne, dă-ne măcar această credință. Că atunci când luăm cuvântul, să credem că este exact așa. Pentru că Dumnezeu e vrednic de încredere. Din viața familiei părinților mei, din viața familiei mele și bazat pe cuvântul lui Dumnezeu și pe experiența altor oameni de încredere, știu că Dumnezeu este real, este autentic, este credincios cuvântului Său. Citeam despre predicea lui Spurgeon și ale altora care au trăit în secolul al XIX-lea, în secolul al XVIII-lea și vorbeau despre faptul că în Scriptură spune că Ierusalimul, că Israelul va deveni stat. Când evreii erau împrășteați peste tot, când mișcarea sionistă doar se înfiripa și ei vorbeau, va veni ziua când Israelul va deveni din nou stat. Și când am citit acele cuvinte, am zis, oamenii aceia au crezut ce spune Dumnezeu. Astăzi, Israelul este stat în 1948 și nu mai vorbim prin credință că este stat, dar vorbim prin credință că Iisus Hristos se va arăta în Israel la momentul potrivit de El. Al treilea element este faptul că Noe, alături de har, alături de credință, a avut fapte. A avut fapte. Sună ciudat pentru cineva care spune mântuirea numai prin har. Nu a avut fapte. Noe, îmi spune aici, a făcut în tocmai cum îi vorbise Dumnezeu. Exact cum zice Iacov. Tu spui că ai fapte? Ai credință, dar eu îți arăt credința din faptele mele. Faptele merg împreună cu credința. Credința fără faptă e moartă.
Milioane de oameni în America spun, eu cred, eu sunt în har, însă trăirea lor este deplorabilă. Trăirea lor este sub jugul robiei puterii păcatului. Trăirea lor este o trăire rebelă față de Dumnezeu. Trăirea lor este o trăire care este contrară cuvântului lui Dumnezeu. Omul mântuit prin credință, prin har, el trăiește această viață de credință. Noe a făcut în tocmai cum îi spusese Domnul. Cum era dacă Noe auzea cuvântul Domnului și spunea pe urmă, slavă ție, Doamne, îți mulțumesc, Doamne, că tu ai în mintea ta o corabie, ai în gândul tău acest vas de salvare, slavă ție, Doamne, mărire ție, Doamne, laudă ție, Doamne, onoare ție, Doamne, îți mulțumesc, Doamne. Credeți că era mulțumit Dumnezeu de Noe? Credeți că era salvat Noe prin asta? Deloc. Ajungea să vină ploaia, ajungea să se deschidă izvoarele adâncului și pierea. Frați și surori, cei care suntem prezenți, cei care ne urmăriți pe internet, dragi tineri, mântuirea se demonstrează prin faptă, prin trăire. Noe a trebuit să lucreze pentru corabie și apoi credeți că a fost ușor lui Noe, el și cu 3 băieți, 4 adulți, să îngrijească de atâtea animale? Eu am trăit la țară și știu ce înseamnă să grijești. La noi se spunea să rânești, nu știu, în alte sate cum se spunea, să curești în grasă, ai grijă de vite, să le hrănești, să fii după ele. Aia însemna muncă. De aceea și Scriptura spune, duceți-vă mântuirea până la capăt, fiind lucrători împreună cu Dumnezeu. Este partea a doua, dar deja timpul s-a dus. Salvarea lui Noe a fost în corabie. Salvarea dumitale și a mea este în biserică. Și cineva o să spună, o să sune ciudat lucrul acesta, nu sună cumva cam ortodox sau catolic că salvarea e prin biserică? Nu mă refer la o confesiune religioasă, nici penticostală, nici baptistă, nici ortodoxă, nici catolică, dar vreau să vă spun ceva, așa cum pentru noi n-a fost salvare în afara corăbiei, nu există salvare pentru nimeni în afara bisericii Domnului Iisus Hristos. Nu există! În afara corăbiei era moartea, în afara corăbiei era necul, în afara corăbiei era distrugerea. La fel este în afara bisericii Domnului Iisus Hristos, este moarte, este pierzare veșnică, este distrugere totală. Salvarea este în biserică, în biserica Domnului Iisus Hristos, pentru că El a spus, eu zidesc biserica mea și porțile morții și locuințe morților nu o vor birui. Și te întreb în această seară, nu dacă ești membru al bisericii Bethesda, nu dacă ești membru într-o altă biserică penticostală, sau baptistă, sau ortodoxă, sau catolică, sau presbiteriană, sau metodistă, sau știu de ce altă culoare, te întreb dacă ești parte din biserica Domnului Iisus Hristos. Aceasta este întrebarea la care să răspunzi. Nu dacă ești într-un registru sau nu ești în registru, dacă ești parte din biserica lui Hristos. A intra în biserică, așa ca în corabie, era o singură ușă. Nu erau mai multe, o singură ușă. Și în biserică să intri, este o singură ușă, ea se numește Iisus Hristos. El a spus, eu sunt ușa. Cine vine, intră prin mine, iese și găsește pășune. Ai timpul când scrie Biblia, Dumnezeu a închis ușa la corabiei. Slăviți să fie Domnul că astăzi ușa încă e deschisă. E ușa deschisă. Te invit în această seară. Dacă stai încă pe margine, dacă stai deoparte, intră până ușa este deschisă. Că vine momentul când ușa se închide. Ușa, închiderea ușii pentru noi a fost o favoare. Prin faptul că apele n-au pătruns în corabie. Prin faptul că alții n-au putut să pătrundă. El a fost în siguranță după ce s-a închis ușa. Corabia lui Noe prin apele potopului reprezintă și trecerea bisericii prin necazul cel mare pentru unii. Așa cum potopul n-a avut putere asupra lui Noe ca să-l distrugă, la fel necazul cel mare nu va avea putere asupra bisericii, pentru că biserica va fi în odăița lui Dumnezeu, protejată de El. Unde
pe acest loc e problema lui Dumnezeu. Ceea ce știu e că va fi în siguranță. O singură ușă, o singur geam prin care pătrundea lumina. În biserică trebuie să fie o singură lumină și această lumină este Domnul Iisus Hristos, este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele și pașii mei. Sunt mulți alții care se dau că sunt lumină, sunt multe alte surse de așa zise lumini. Una singură este cea adevărată, este cea care vine prin Scriptură și să cerem luminarea Duhului lui Dumnezeu pentru înțelegerea Scripturii. În corabie era o singură familie. În biserică Dumnezeu are o singură familie. Pavel scrie Galatenilor, capitolul 3, 28, nu mai este nici iudeu, nici grec, nici barbar, nici nici bărbat, nici femeie, nici rob, nici slobod, ci toți sunt una în Iisus Hristos. În Efeseni, capitolul 2, cu 19, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți acasă, ci sunteți cetățeni împreună cu sfinții, oameni din casa sau din familie lui Dumnezeu. Păi să ne ridicăm pe picioare. În încheiere, lecția aceasta ne avertizează în primul rând să nu păcătuim. Păcatul va fi pedepsit. Mai devreme sau mai târziu, dacă nu te pocăiești, păcatul este pedepsit pentru că Dumnezeu judecă păcatul. De aceea te invit în această seară, vino la Domnul Iisus Hristos, intră pe această ușă, apropie-te de tronul Harului Său, mărturisește-i Domnului și cere-i, prin credință și prin Harul Său, să-ți ofere acest acces divin, să fii împărtășia cu El. Lecția lui Noe, de asemenea pe noi, care am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm, este o încurajare. Indiferent de ce vor spune canalele de știri după ce veți pleca de aici, indiferent despre ceea ce vor scrie ziarele, indiferent despre ceea ce veți citi la internet sau prin alte mijloace de comunicare, vreau să vă asigur, în har și în credință există protecția lui Dumnezeu. Indiferent de ce ar fi să fie, dacă poetul român a reușit ca să răstească aceste cuvinte, ce e scris și pentru noi bucuroși le vom duce toate de pace, de război, cu atât mai mult le vom duce bucuroși în Domnul Iisus Hristos și împreună cu El. De aceea acest om și această lucrare pentru noi ca și copiii lui Dumnezeu este o încurajare. Și în final chemarea este, haide să ascultăm de Domnul. Haide să ne rededicăm Lui, să ne reconsacrăm Lui, să ne repunem la dispoziția Lui, să fim serioși în umblarea noastră cu Dumnezeu. Să umblăm cu seriozitate, să umblăm cu atenție, să umblăm cu frică de Domnul, să umblăm în dependență și în ascultare de El, fiind credincioși până la capăt. Nu putem singuri, dar Dumnezeu oferă Duhul Său cel Sfânt. Să-I cerem în această seară, încă o dată, Doamne, împuternicește-ne prin Duhul Sfânt. Amin. Ne rugăm și mulțumim.